Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună la apusul soarelui peste ziua Sfântului Dionisie Areopagitul. Un nume greu de explicat, mai ales că se leagă de Areopag, un punct foarte aproape de Acropole în Grecia, la Atena, un loc care ne aduce aminte de cam de unde apare acest pseudo-Dionisie Areopagitul. Era ucenic al Sfântului Pavel după tradiție și prin scrierile lui ne apropia foarte mult de lumea îngerilor. Unul dintre tratatele sale chiar se cheamă Despre Îngeri. Dar nu despre tratatul lui vreau să vorbesc, ci despre cum scrie în tratatul Despre Îngeri în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi suntem ocrotiți de Îngerul Pozitor și totdeauna cerem ajutorul Îngerului Pozitor. În primii ani de preoție, care mi se par foarte departe deja, am cunoscut un domn extrem de bătrân în vremea aceea pentru mintea mea de copil la 26 de ani, care depășise 97 de ani și le întrebam, da, apucați să vă rugați? Vă rugați așa? Trăiți în rugăciune? Și acum să nu. Și cum vă rugați? Înger, îngerașul meu, și a continuat să-mi spună rugăciunea cu îngerașul, eu rămânând foarte mirat și am spus, păi, la 96 de ani mai cereți, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. El mi-a răspuns hâtul, zice, părinte, când Dumnezeu nu suntem mici să ne vrem mai mari și când nu suntem suficienți de slab cât să ne dăm seama că ar mai fi loc de un pic de a fi tare. Pe mine m-a uimit pentru că omul avea dreptate. De fapt, în viața noastră e loc de îngeri tot timpul și dacă îi identificăm uneori în copii, uneori în cei bătrâni, uneori în medici, uneori îi identificăm în profesori, în învățători, în preoți, în oamenii din presă, din media, e bine să ținem cont totuși că îngerii sunt mai cu seamă nevăzuți și sunt de fiecare dată în apropierea noastră în numele celuia care ne-a dăruit ca să ne fie purtător de vești, dar mai presus de toate, dăruitor de bine. În ziua Sfântului Dionisie nu m-am gândit ce să vă spun alta decât îngerașul. Să nu uitați să rostiți măcar seara înainte de culcare.